Misiunea noastră pe care ne-am asumat-o în mod voluntar este de a-i conecta cât mai bine cu țara. De ce facem asta? Cum facem asta? Sper să descoperim pe parcursul următoarelor ore și ceea ce rămâne, o să rămână în final nedescoperit, vă rugăm să ne întrebați. O să încercăm să interacționăm cât mai mult în timpul acestei conferințe, să schimbăm un pic formatul și de aceea îl invit pe domnul Felix Pătrășcanu, care este absolvent al Colegiului Național Unirea. Eu sunt absolvent al Colegiului Alexandru Ioan Cuza din Focșani, sunt Marius Bostan, sunt un antreprenor și în același timp sunt implicat în acest proiect, voluntar. Felix Pătrășcanu este absolvent al Colegiului Național Unirea, este fondatorul celei mai mari companii românești de curierat, este un antreprenor și în același timp este unul din cei mai importanți oameni din România în Business Leaders. Este în conducerea acestei organizații foarte puternice, care cuprinde 300 de companii și în același timp un voluntar în toate aceste proiecte. În afara faptului că muncește foarte mult de dimineața până seara pentru compania pe care o conduce, își găsește timp să vină la Focșani, ori de câte ori este invitat și în special la Colegiul Național Unirea, trebuie să spun. Bună ziua, bine v-am găsit. E o onoare și o bucurie totodată să fiu iarăși pentru al 4-lea, 5-lea an aici în sala de festivități a Liceului Unirea. Totodată mulțumim în conducerea liceului domnului director Cornel Noana și celorlalți profesori de aici care mereu fac posibil acest eveniment, de care suntem mândri și vrem, prin ceea ce facem, să vă transmitem că și în România există oportunități, că și aici există posibilitatea să vă desfășurați viața, ba chiar în condiții extraordinare, și nu numai prin ceea ce facem noi, dar și prin ceea ce veți face voi de acum încolo. N-aș vrea să mai pun întrebarea asta, cam câți dintre voi s-au gândit să plece afară. Puteți să ridicați mâna? La studii, să înțeleg, da? Încep să cred că anul ăsta sunt mult mai puține mâini decât în anii trecuți, ceea ce mă bucură enorm de mult. Numai că putem face România mai bună aici. Asta este și rolul Romanian Business Leaders, care, prin misiunea pe care a gândit-o acum 11, sau începând cu anul 2011, a fost aceea de a face România o țară mai bună în care să trăiești. Și am simțit-o. Că oamenii au un mare cor. Un mare cor în suflet. Deși au nevoie. În chiar business-ul. Dar de ce un cor? Au plecat aici pentru că nu le-a fost bine. S-au dorit să facă ceva mai bine în altă țară. Și acolo au și job și mașină și casă și business-ul. Și totuși au un mare cor. Pentru că au început să simtă ce să realizeze că le lipsește ceva. Că le lipsește acasă. Care e. Dar noi suntem acasă. Și ar trebui să fim bucuroși și să ne umplem de acest lucru. Eu sunt născut în Focșani, am păcălit la Mărunița, am venit după la școala nouă și la liceu economic și după aia viața m-a dus și locuiesc în București. Când vin acasă, acasă pentru mine e Vrancea, mă umplu de bucurie. Și iată că de 4-5 ani, în fiecare an, în bucurie pe 24 ianuarie la Focșani. Pe data s-a venit și cu tata. Mulțumesc că a venit și tata. Ați văzut, cred, și nu știu, unii dintre voi știți, alții nu, despre titlul conferinței Vrancea Inima României. Știți de, nu? Ați mai auzit, dar de ce Vrancea Inima României? Ce tupe vreau să ne spunem noi vrâncenii că suntem Inima României? E un gând mai întâi ca nostru, noi trei vrânceni, care ne-am întâlnit la București, eu fiind din Movilița, Felix din Fitionești, vecin la câteva kilometri și Marius de la Ruginești, încă o fez la kilometri mai acolo. Am zis, băi, să facem și ceva pentru județul nostru, pentru imaginea județului nostru, care a fost cam provocat așa, în ciuda frumuseții, bogățiilor, provocată, zic eu așa, de neputință unor oameni, sau de
dezinteresul sau un interes într-o altă direcție decât cel comun. Hai să fim la ceva. Și pentru că meseria mea este de comunicare și lucrez pentru branduri și fac reclame și comunicare și PR și advertising, am zis că cu asta aș putea să încep. Unii dintre voi ați fost și anii trecuți și ați mai auzit unele lucruri pe care le spun. Și acum e ocazie să-mi dau seama dacă am fost suficient de clar în anii trecuți, să văd dacă ați ținut de ce am zis. Cei mai mulți dintre voi sunteți noi și mă bucur că avem aici participanți noi. De ce Vrancea, inima română? Pentru că, cum spuneam, unirea s-a întâmplat aici, este un fundament. S-a bazat o multă simțire. Venind în coace, ascultam la radio, hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română. Oh, inima. Interesant. Aici s-a lansat prima. Aici, prototat. Cei cu inima română. Mergem mai departe. Dacă vă uitați la harta României, aici e clar, da? Așa, cam în stânga, dacă vă uitați, s-ar putea chiar să... Eu nu știu ce chestie. Dar dacă vă uitați la forma anatomică a inimii și vă uitați la forma județului, o să vedeți că este o suprapunere foarte mare. Vă propun să faceți asta, dacă nu vedeți. Dar se mai întâmplă ceva în cantitate. Toată România știe. Bate. Vrancea bate. Nu? Tremurile vin de aici. Nu? Vă mai dau argumente pentru care vreau să-mi fac lucrurile, mai sunt. Dar stați puțin că, totuși, inima asta pulsează. Ce pulsează? Un lichid roșu. Nu? Suntem numărul 1 în România ca suprafețe de viță de vie cultivată. Da? Știți că vinurile se vește inima omului. Și mai sunt și alte. Niorița, care e de aici, care ține de fibra noastră națională și este unul dintre lucrurile fundamentale. Pe aici nu se trece. Aici s-a întâmplat. În Vrancea. Dacă nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat în 1917, aici, în Vrancea, Dumnezeu știe de unde era. Și dacă nu exista și celălalt în lume. Tot aici. Iată atâtea motive pentru care noi, vrâncenii, ar trebui să spunem tuturor că da, Vrancea este inima României. Secretar de stat la Departamentul Românilor de Pretutine. Este pentru prima dată când un român din diaspora se implică la nivelul conducerii acestui departament. Cu siguranță, transformării mai devreme de această implicare mea în viața politică locală, dacă nu exista această călătorie cu acest sistem de căruși care rezistă de aproape 28 de ani, cu siguranță nu ajungeam în această funcție. Așa că aș începe prin a transmite un mesaj partidului din care fac parte, pentru că există o numire politică, am spus-o de la început, și mi se pare corect că această numire politică să existe până la un anumit nivel. Ministru, secretar de stat, subsecretar de stat. Mai jos, cred că ar trebui să lăsăm profesioniștii să decidă și, indiferent de voința politică în acel moment, profesioniștii ar trebui să reziste vreme de lucrat în conducerea acestui departament. Noi am inițiat, și aici aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte al organizației PNR Diaspora, domnul senator Badea, în 2015, un proiect, după căruia i-am invitat pe românii din diaspora să se implice la alegerile locale. De ce? Foarte simplu, pentru că în momentul în care tu locuiești în diaspora și nu ai niciun contact cu administrația locală, nu poți fi, să spun așa, tras în spate sau tras la răspundere sau controlat. Anul acesta, vom avea alegeri locale pe 7 iunie 2020 și vreau să vă spun că acest model creat de organizația noastră va fi răspândit la nivelul întregii țări și practic pregătim chiar colegi de-ai dumneavoastră din Ecuador care vor să candideze la Suceava și vor să invice la administrația locală la Suceava, la Neamț, la Iași, în Vrancea sunt cei mai mulți, Vaslui, Constanța, Brașov și Maramureș. Îi știu pe toți pentru că am creat acest grup de lucru împreună cu profesorul Padea pe WhatsApp, pentru că distanțele sunt foarte mari și încercăm să-i aducem alături de noi și să-i ducem pe locuri eligibile sau mai puțin eligibile. Vorbim de aici de o altă chestiune,
cu care voi trece la organizarea acestui departament. Mi se pare corect în momentul în care ai o diasporă de aproape 6 milioane să avem și o reprezentativitate pe măsură. Din păcate, legislația nu permite acest lucru. Avem un proiect nou al domnului senator Badea care, practic, prin care ne dorim să intrăm în legalitate. Nu mi se pare corect, luăm exemplul nostru de aici, din județ, la o populație de 350 milioane, să avem o reprezentativitate în Parlamentul României de 7 parlamentari, 2 senatori și 5 deputați. Noi, la diaspora, la 6 milioane de locuitori, practic avem 6 mandate. Cred că ar trebui reorganizat această speță și cred că trebuie să avem o discuție serioasă de acest subiect.